O mașină a luat foc în trafic chiar în centrul capitalei, după ce a fost lovită frontal de un automobil. S-a întâmplat în această după-amiază la intersecția străzii București cu Bulgara. Imagini cum vehiculul arde ca o torță au fost surprinse de un martor și postate pe rețelele de socializare. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului a intervenit un echipaj al pompierilor și au stins flăcările violente. Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Statini, a spus că unul din automobile avea instalație de gaz de la care ar fi pornit focul. În urma accidentului nimeni n-a avut de suferit. A fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Șoferul care se face vinovat riscă până la 6 puncte de penalizare și o amendă de până la 1500 de lei.